Salutare, salutare! Bun venit la un nou episod de Minecraft, fraților! Suntem aici alături de Mi Basti, care o să fie primul, salutare, o să fie primul care vede ce construcție o să facă fratele urs aici, 4. Bă, ideea e că nu știu dacă mi-ajung 4, dar hai să zic că pe înălțime ar ajunge. Bă, hai totul să pun unul în plus. Haideți cu 500 de like-uri! Hai cu like-urile! Da, ca dacă să vă faceți o idee, am mai început filmarea încă o dată și ce credeți? Nu mi-a filmat, frate. Bine că n-am apucat să construiesc prea mult de data asta. Și am zis, bă, hai să verific să fiu sigur că registrează, că e totul bine. Pentru că tocmai am filmat un episod de Among Us și ce credeți? N-am filmat de fapt. Adică mi-am pierdut 20 de minute degeaba. Pentru că OBS-ul n-a filmat. Și uite așa, surprize, surprize, ce pot să mai zic? Aici n-am gândit-o prea bine. Nu știu exact cum să fac, dar cred că o să fac, uite, așa. Nu-mi place cum arată. Ideea e că aș vrea să fie un grăjduleț pentru animăluțe. Dar nu am materiale și neavând materiale, fac cu lână. Dar cred că o să termin și lână asta, nu o să-mi ajungă. Interesant. Chiar sunt curios cum o să fac. Hai să mai fac aici un gemuleț. Bă, hai să o gândesc. Deci acolo am lăsat așa, punem două aici. Lăsăm un pic de spațiu, mai punem două aici. Aici ne ducem cu câteva roșii. Și ar trebui să mai facem un gemuleț. 1, 2. 1, 2. Rămâne 1. Îți faci casă nouă? Mă, nu o să zic ce fac. O să rămână secret. Bă, dar nu-mi dă bine, mă. Și dacă nu-mi dă bine, o să mărim. De fapt, nu vreau să măresc. Ba, da, măresc geamul ăsta și o să pun gratii. Uite așa o să fac, frate. Aici spargem un pic așa. Mai spargem un pic și aici. Nu chiar. E altceva. Da, nu știu exact. Ideea e că în mintea mea am o idee de hambar să-mi fac aici pentru animăluțele mele. Dar, în realitate, nu știu zău dacă o să-mi iasă hambarul. O să văd la final. E bine că nu și-a dat seama. Bă, nu-mi place, mă, cum arată aici. Mă, cred că trebuia să mă duc mai sus cu un nivel, nu știu. În fine, lăsăm așa, lasă, ce-o fi, o fi. Deci am lăsat 1-2 libere. 1-2. Aici punem niște alb. 1-2. Și aici umplem cu roșu. Hai mă că o să arate bine. Și aici o să punem niște chestii de lemn pe care nu le-am la mine. Da, o să mă duc eu jos să le obțin. 2 secunde să mai verific un pic așa ceva. Bă, aici hai să ne ducem tot cu roșu. În spate. Bă, dar nu-mi place, bă, ce geam am făcut aici, bă, nu-mi place de nicio culoare. Time set day. Deci, normal, ca să-l fac să fie pe placul meu, trebuie să-l fac așa. Și aici să fie din nou așa. Bă, nu m-am gândit, bă, la asta, mă. Eu pot să pun șleburi aici, mă, și nu o să se mai vadă așa urât, dar trebuie să găsesc șleburi de culoare potrivită. Da, e complicat, bă, complicat când vrei să faci fără materiale, bă. Lăsăm așa, în fine, ce o fi, o fi, până la urmă, asta e viața. Așa, acum să ne mai ducem cu câteva blocuri încoace. Oare cât de mare vreau să... Bă, trebuie să fie destul de măricel, dacă mă gândesc bine. Hai că da, le-am pus. Tot nu le-am pus. Zici că suntem pe bedwars, ne jucăm aici. Aici va trebui să sparg un pic, dar nu acum.
Hai să mai mâncăm. Bă, am telefonul aici și nu-mi văd inventarul. Așa. Să terminăm pâinițile. Gata, hai să-mi împrumut. Hai să mă împrumuți. Caută. Dacă găsești, poți lua. Bă. De ce mi-am luat damage acolo? Ah, ce? Ce frate aici? Bă, căluțule! Stai, dă-mă să-l duc și pe ăsta în altă parte. Uite, îl ducem aici așa la ceilalți căluți. Mă gândesc că nu se ceartă ei prea tare. Ieșim. Am zis că ieșim afară. Stai acolo, căluțule. Sunt un căluț fericit. Pe ăsta nu-l pot controla. Îl lăsăm acolo în pace. Și să ne ducem în continuare. Bă, oare e destul de larg? Dacă îl împart pe jumate. Hai să zicem că e destul de larg acum. Ce o fi, o fi. Deși, hai să nu ne zgârcim. Hai că da, sparg eu ăsta. Poate într-o săptămână cu mâna liberă. Așa, mai punem un rând roșu aici. Aici o să ne ducem cu un alb. Încă un alb. Am luat bucata. Bă, e nașpa că mi-am lăsat toate materialele jos și acum mi-e greu să mă duc după ele. Hai căluțule, hai, sper să nu fugi. Și sper să-mi ajungă materialele pentru ce hambar vreau să fac eu aici. Bă, nici nu știu dacă am prezentat la început, dacă v-am spus că o să fie un hambar. Bun, frate. Deci, unul acolo, mai punem două albe aici, continuăm cu roșu. Hai, bă, frate. Bun, hai, căluțule. Mamă, ce m-am speriat de mibastii. Nu știam ce aleargă pe acolo. Aici, așa, trebuie să punem un alb. Ne ducem ca pe Bedwars aici să construim. Da. Nu știu ce-o păsta asta, de ce m-am aruncat chiar așa. Da, asta e când ești paletă, ești paletă. Aici ne putem duce iară cu un alb frumos. Ia, ce faci, mă, unde tot intri, mă? Ta. Hai că nici nu m-am blocat aici. Da, lasă-mă, ce-o fi, o fi acum. Du-te, căluțele, dacă vrei. Uite, te las liber. Lăsăm două libere, punem două aici. Bun, aici punem în continuare roșii. Poate am baptă să nu fugă. Bă, aici trebuie roșu, mă. Frate, mă, unde le tot pui, mă, ursache? Două albe, lăsăm spațiu, încă două albe. Bun, bun, bun. Aici umplem cu roșiață. Hai că am umplut dacă e. Bă, și acum întrebarea e cum facem intrarea în hambar. Aici trebuie să folosim mai mult roșu, alb. Uite, facem așa. Aici mai lăsăm una bucată geam, să arate frumos. Bă, cum l-am lăsat? A, aici așa, așa. Bun, arată frumos cu gemulețuri pe acolo. Aici hai să punem alb în continuare. Hai să-mi pun două chestii de urcat și pe aici pe sus. Aici umplem din nou cu alb. Mamă, deci aici o să avem nevoie de... Fai de capul meu. Uitați cât avem nevoie să strângem. Ah, de capul meu, am căzut! Am căzut, de ce am căzut? Hai să mai pun o bucată să pot urca și pe aici. Hai să vedem, oare cât material pot să pun pe lângă. Să ne ajungă măcar așa un pic pe deasupra, frate, adică să nu intre peste căluți ceva. 1, 2, 3. 1,
Hai că e bine. Nici nu le-am pus toate pe lângă. Bun. Un, doi. Dați-o cu mine pe constru... Bă, deja mă disperă. Acum, două secunde, fraților, să mai verific, să văd. Bă, din nou, filmează, ursulețul e bine. Afară de faptul că e cu gura foarte căscată. Hai că e bine, filmăm de 10 minute. Tu, jos. Tu, fă-mi loc telefonule. Sper că nu s-a auzit prea tare cum am bubuit telefonul de birou. Bă, mare mai am? În inventar. Hai de capul meu, nu mai am. Bă, dar nu mai... În fine, le pun de jos că pot și de aici. Hai că pot dacă e. Hai mă, frate. Da, da, sunt un căluț fericit. Bă, sincer, nu-mi place hambarul exact cum îmi iasă acum, dar o să am nevoie de materiale ca să-l modific. Și vă dați seama că n-am stat eu să strâng toate materialele din lume, să... Nici nu știu cum să fac un concret roșu, are... N-am verificat. Ideea e că lână se obținea cel mai ușor. Culoare roșie, mai am o grămadă pe acasă. Se găsesc destul de ușor. Da, puteam să fac un episod întreg, sincer, la câte flori am căutat. Dar nu m-am gândit, am zis, bă, nu o să dureze multe. O durat. Bă, am ajuns, frate, deja la mal. Bă, normal era fain să fac tavanul alb, da. Da, dar cine s-a gândit? Că mi-a șters toate astea. Uite, frate, ce frumos arată. Și aici facem așa cu alb. Bă, nu e cea mai arătoasă, da. Dar nici cea mai urâtă. Cea mai urâtă, de fapt, cel mai urât, că e hambar, până la urmă. Oare să mai pun un rând? Bă, unde mi-s albele? What? Nu mai am lână albă? Ce-am făcut, frate, cu toată lână albă? Aoleo! La tacuiților, hai că e bine că s-a strâns ceva. Nu vreau să fac asta, dar în fine. Dați-mi tot. Bă, ce fain că se fac foarte repede. Se regenerează destul de repede lână asta. Opa. Me și vouă. Me. Bă, am ratat oare ceva? Sper că n-am ratat nimica. Hai că v-ați și pus acolo să nu mai pot ieși. Bun, n-au ieșit. Uite, vezi, deja aia s-a regenerat. Hai să mai strâng un pic de fân de aici. Hai, frate, să vă dau fân. Luați cu fân și înmulțiți-vă. Poate că nu le-am înmulțit de mult, așa că nu știu cât fân o să le pot da. Da, să sperăm că le-am dat destul. Facem așa, time set day. Și să ne ducem aici, frate, că am mai obținut... Vezi? Am mai scos încă un stack de lână aproape. Oricum, lână am strâns foarte mult timp, dar inițial o strânsesem pentru baloane. Da, am văzut că dacă e un material așa de ușor de obținut, de ce să nu fac și altceva? Gata, frate, parcă arată un pic mai bine. Sau nu? Eu să văd. Bă, nu-mi place cum arată. Revenim, tot roșu arăta mai bine. De ce m-am chinuit eu să stric asta degeaba, nu știu. Mă, sunt curios dacă o să postez episodul ăsta în premieră și dacă o să fiu în stare să fiu cu voi pe premieră, că... Na, eu lucrez de noapte. Aia înseamnă că o să ajung undeva la 7 dimineața acasă după o noapte nedormită și muncită și... Chiar nu știu dacă o să mă trezesc la 12 să fiu prezent pe premieră, dar... În caz că nu sunt, îmi pare sincer rău de tot, dar o să recuperăm. Tot aștept momentele alea să fac live, dar na, nu ține doar de mine, din păcate. Bă, ideea e că acum trebuie să facem acoperișul din ceva. Și din ce putem face noi acoperișul? Rișu, acoperișul... Bă, ideea e că n-am mult cuarț, că vreau să-l fac cu cuarț, să fac scări din cuarț, da.
Nu prea merge. Punem asta acolo. Da. Ce să mă gândesc cum să fac acoperișul. Hai să mănânc și carnea asta de zombie dacă tot o am. Bă, vreau să zic că nu m-am infectat, dar tocmai m-am infectat ultima bucată. Ultima, hai că dacă au fost doar două și eu zic ultima. În fine, hai să văd cum fac eu acoperișul ăsta. Din ce să fac acoperișul în primul rând? Punem una acolo, să zicem. Aici facem iar câteva roșii. Deci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una așa. Acum mai venim cu un rând, uite, așa frumos, albicios. Pace că n-am materiale, le pun și pe lângă. Ok, bine. Mai punem 4 aici, aici acoperim cu totul. Și mai venim cu un rând aici, așa, frate. Am zis așa, frate, nu acolo. Tum tururum tum 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 tum. Și mi-am dat seama că eu trebuie să pun un rând mai jos. Aia înseamnă că poate mai salvez eu ceva pe undeva. Probabil acoperișul o să-l fac tot alb. Oare mi-ajung astea să termin așa măcar bucata asta de aici? Bă, hai să zic că mi-au ajuns cât de cât. Leti, ai piele? Se pare că mi-e basti caută piele la toată lumea. Și aici o să vină așa acoperișul frumos în sus. Mai punem aici câteva bucățele. Mai am o piele la mine? Nu mai am piele, auzi, lână. Aaaa, trebuie să mă duc să mai fac rost de niște lână. A, uite aici lână albă. Mai atacăm o dată oile, păi da cum să nu? Probabil sunt full deja. Ia uite-le. Rupem mouse-ul. Dați-mi oițelor înapoi. Be, be, be și vouă, oh, hai, be, cum să nu be? Ce faci tu aici? Ești mai șmecher, așa? Băi, pentru că ai evadat. What? L-am băgat înapoi. Vreau să-i dau bucata, dar o intrat înapoi. A, uite că am mai făcut rost de 43 de bucățele. Și o să facem așa ceva de genul. Mai punem un roșu aici. Mai punem un alb aici. Mai punem un roșu aici. Așa ca să pot urca și eu frumos. Mai punem un alb aici. Aici nici nu știu cum să mă duc. Ia să văd câte m-am dus acolo. Bun. Oba, acum ar trebui să mă duc una de desubt aici. Și acum trebuie să vin așa pe diagonală. Bună, Cătă, bună! Da, sincer, mi-e un pic rușine de ce hambar am făcut eu aici. Păi și ce-am greșit, frate? A, am greșit? Cum n-am greșit? Normal trebuie ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Ăsta spart, ăsta spart. Și ăsta aici. Ba. Ce la hambar? Da. Ha, hambar pentru săraci. Pentru că n-am materiale. Asta e, frate, dacă nu avem materiale, nu avem. Și aici ne ducem așa frumos. Bă, dacă vrei lână albă, nu, no, mai mersi. Sau, dacă ai, da. Hai să vedem, frate, poate ne dă Leti niște lână albă. Un, doi, trei,
gata, frate, toată luna. Bă, dar se termină repede luna asta, mă. Și să vedem de jos cum arată. Bă, destul de mare, ce pot să zic. Nu prea reușit, dar mare. Aici punem în continuare niște roșu. Dar de unde mai au două bucate? Uite aici o bucată roșie. Aici încă o bucată roșie în plus. Da, bună, bună. Așa. Bă, dar urât e hambarul ăsta, frate. Mamă, nu știu de ce presim că ăsta o să sfârșească. Dându-i foc sau făcându-i ceva. În fine, hai până vine Leti să mă duc să mai mi-aduc. Bă, stai că e aici. Deci nu-mi place deloc, bă, o să fac material, rost de materiale și o să-l refac. Pentru că nu-mi place, nu știu, parcă nu-i de mine construcția aia, adică. Pa, na mea. Oare pe unde aveam eu lână? Ba, uite aici, cred că e lână. Da, am o grămadă de lână. Hai să luăm niște lemn. Fence. Spruce oak log. Așa. Gata, frate, să facem niște guard. De fapt, nu, las, facem așa. Fence. O mănâncă nasul. Hai bă, lasă-mă, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, ia tot fence-ul din lume. Să facem și niște porți. Gata și niște porți acolo frumos. Și hai să ne ducem să pregătim, măcar să mutăm animăluțele acolo, pe. Pentru că de ce nu? Bun, bun, bun. Să mâncăm un pic ceva. Mamă, dar ce urât arată, bă. Deci uitați ce fain arată casa aia făcută cu coarț, că tot coarț o să vreau să folosesc. Și uitați cum arată ăsta al meu. Zic, mulțu. O să returnez tot când distrug. E provizoriu. E provizoriu că e urât de tot. Adică chiar nu-mi place deloc, frate, cum a ieșit. Punem aici așa frumos. Vedem ce și unde punem. Aici revenim iară cu una bucată dungă. Bă, uite aici așa putem face o șmecherie. Aici nu știu ce o să punem noi, dar vedem, ne gândim. Hai bă, sparge-te, bă, nu m-am gândit să iau și un topor ceva. M-am gândit cum să mă gândesc eu la asta. Așa, să punem niște... Ceva micuț o să stea acolo. Probabil aici o să stea căluții, aici o să stea oițile. Bă, pentru oițe o să fac, uite aici, de mai spațiu. Hai că dita mai spațiu am făcut. Bun, aici ce să astupăm neapărat, opa, time set day. Așa, nu vreau să avem surprize neplăcute. Să ne intre temir ce monstru în casă. Dum durum dum 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 durum dum dum. Bă, dar nu-mi place deloc, bă, cum o ieși, mă. Adică, serios, doar atâta pot eu să construiesc. Hai de capul meu. Hai să mă duc să aduc căluții măcar. Bă, da, ideea e că am văzut că ăsta căluțul nu poate intra pe acolo. Aoleu, ce bucată mi-am luat. Bun, un căluț l-am adus. Bă, uite ce o să fac. Dacă mă ajută cu ceva Leti, nu, mersi, Leti, n-ai cu ce. Nu, mersi, nu ai cu ce. Da, de capul meu. Urât, bă, urât de tot, bă. A, pusesem acolo. Da, dați-o cu fratele urs, pe logică.
Oricum, nu-mi place deloc ce am făcut. Da, să vedem, poate îl refac pe live. Dugdum, 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 dugdum. Ce bucată mi-am luat, bă! Cum fac să-l controlez așa, să-i fur șaua? Ca așa, hopa! Da, nu mai zic nimica. Pentru că așa dacă i-am furat șaua... Na, n-am vrut să fac asta, în fine, las că refacem noi și pe acolo. Pot să-l călăresc pe ăsta la altul. Dicăluțu, tugdum. Da, arată cute. Hai că arată cute. Din punctul meu de vedere e foarte, foarte urât ce am făcut aici. Aici va trebui să spar, să vin cu oile, că n-am încotro. A, te că mai am un căluț de adus. Să furăm, uite, de pe tine. Fur. Șaua, lasă-mă în pace, frate. Cuțu, cuțu, căluțu! Acolo pe mijloc probabil o să pun un... Nu știu ce, un cățel. Bă, unde-i? Aici, mă, că... Căluț! Ești un căluț fericit? Bă, dar cum de n-ai evadat-o de aici? Unde mi-e șaua așa? Ce bucată și-a luat! Bă, dar asta sare, bă, nu glumă. Gata, frate. Hai să văd cum fac eu cu oile, pentru că nu-mi place ce e aici. Așa, trebuie să fac un pic de spațiu ca să intru cu oițele. Bun, bun, bun. Acu, iacu. Asta e partea cea mai grea. Să vin cu oițele acasă. Dacă nu s-ar mai băga... Nu, haideți oițelor. Haide oițele lui tata. Mamă, și ce grașnic le-am făcut acolo față de ce aveau ele deja aici. Haideți, mă. Voi vă duceți după mibasti și după leti? Haideți oițelor. Haideți, mă, încoace, mă. Că jumătate o să le pierd. Alo, alo, oițe. Haideți încoace. Haideți oițelor încoace. Ba, într-un fel e bine că mă ajută și ei. Haideți fraților surioarelor, haideți încoace. Mamă, ce e aici? Hai că nici nu mai putem ieși. Bă, 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 nu ieșiți, mă. Bă, 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 haideți înapoi. Ai, se duc după Leti. Probabil a plecat cu ceva în mână și acum... Opa, stai să văd dacă nu mi-am stricat ursul, că m-am mișcat fără să-mi dau seama. Bună ziua. Nu l-am stricat. Haideți, bă, odată înăuntru, bă. E atât de greu să veniți încoace? Mă, uite-le, mă, cum stau după Leti. Of. Bă, mi-am aruncat frân. Altă bucată se pare că nu aveam. Nu se poate, frate, acum o să ies afară. Ce intră bine, ce nu intră, dăm bucata și aia e viața. Gata. Restul le ucidem. Să nu vă văd acum, oițe nemernice ce sunteți. Teleport. Mi Basti Cătălin. Me, me, îți dau eu ție numai me.
Uimă la ele, mă. Uimă la ele, mă, cum au stat ele, mă, să fugă, mă. Gata. Hai să le fac totuși mai mult spațiu. Nu te băga în sabie. Hai că nu te-ai băgat. Gata, uite-l. Păi, dai potolii, nu le mai deschide că le eliberez. Hai să mă duc sus acum să spun ce... Uite, bă, tu ce faci aici, mă, piciule? Ah. Uile ele, mă, ele au stat să evadeze, mă. Forță pe oi, forță pe oi, dar nu și pe hambar. Pe oi, da. Pe hambar nu. Hambar nu prea. Hai să mai mănânc 2-3 cartofiori. Hai, mă, încarcă-te, mă. Bă, construim cu două bucăți de astea, n-are nimica. Hai să vedem, mai avem 62 de bucăți, le punem și pe astea și putem încheia episodul liniștit, nici nu știu de cât timp filmez măcar. Dar știu că este un mare, mare fail ambarul ăsta. Adică serios, frate, mie nu-mi place deloc, deloc. Bă, mi-au folosit și bucățile astea primite pe mocangeală. Hai, mă, frate. Nu, uite, mă, ba, am spart-o și tot acolo am pus-o. Bun. Bun, mai punem câte trei așa. A, am făcut o greșeală, dar ne putem urca acum că avem scăriță. E, parcă începe să arate un pic ca hambar. Un, doi, un, doi, un, doi. O bucată mai trebuie. Ha! O am aici. Unde am pus-o? Bă, dar pe unde am urcat? Uite la aici. Bă, mi-a furat alea trei bucăți. Dar cum să nu me. În fine, hai să vedem de cât timp filmăm, să vedem încheiem episodul sau nu. Mamă, 32 de minute, asta clar a fost pe premieră, sper să fiu cu voi acolo, dacă nu, îmi pare rău, fraților, să știți că am fost la muncă. Fraților, acesta a fost episodul, acesta este hambarul ăsta, eșuat din punctul meu de vedere. Da, nu uitați să dați butonașul de like, share și subscribe, ne vedem în fiecare zi cu episoade noi și, fiți pe fază, mai urmează, pa, pa!